Feștelița este unul dintre satele cele mai inteligente energetic din țară. Clădirile publice ale localității din raionul Ștefan Vodă plătesc azi facturi zero la energie. Beneficiile reale pe care le avem depășesc de 1 milion de lei anual. Plus la asta întreținem sistemul de iluminat public, pentru că dacă n-ar fi parcul fotovoltaic, probabil noi azi sistemul de iluminat public urma să-l deconectăm, pentru că resursele bugetare nu ne ajung. Izolând pereții, geamurile și ușile, dar și prin instalarea cazanelor, s-a făcut mult mai cald în interiorul primăriei. Era o situație foarte critică. Lucram practic îmbrăcați, cum vinem de afară, în paltoane, gros îmbrăcat. Mulțumim, acum stăm cu ușile deschise, e cald, e bine. În timp ce temperatura din interior a crescut, facturile la energie au scăzut dramatic. Asta se întâmplă pentru că primăria vinde energia produsă de panourile fotovoltaice rețelei electrice. Era o bucurie că noi avem cheltuieli mari pentru energie. Da, acum cu zero. De un an de zile, nu doar primăria, ci și școala, grădinița și casa de cultură din Feștelița au lumină și căldura de la energia pe care o produc pe loc. De când s-au creat condițiile în instituții, s-a îmbunătățit și frecvența în grădiniță, pentru că în perioada anterioară copiii chiar des se îmbolnăveau și erau chiar și frecvența mai slabă în instituții. Prin aceste tuburi solare se încălzește apa pentru 140 de copii din grădinița din Feștelița. Pe o zi însorită, tuburile solare sunt suficiente pentru a încălzi apa până la 60 de grade. Pe o zi înnorată, grădinița trece la peleți. Biomasa vine în diferite forme și poate fi produsă chiar din deșeuri, cum ar fi resturi de nuci sau știuleți de porumb. Noi acum cumpărăm la grădiniță niște rumeguși de crenci care ni-l face o companie de la Talmaz. Adică ori în toate satele găsești crenci și viță de vie și crenci de la livadă care le poți fărâmița și le-ai dat la cuptor și nu mai trebuie să utilizezi gaze naturale. Adică avem toate componentele reale așa cum le au țările avansate, țările nordice, Austria, am fost în Germania, adică avem tot. Important să gândim corect, să devenim mai harnici, pentru că confortul ăsta de a nu gândi și a utiliza ceea ce vine prin țavă este unul parazitar după mine. Primarul satului susține că te costă mai ieftin să cumperi brichete pentru a aprinde focul, iar apoi crengi și rumeguși pentru a-l menține, decât să plătești pur și simplu pentru electricitatea și gazul venite din rețea. Povestea transformării satului Feștelița a implicat câteva echipe și surse de finanțare. O organizație parteneră din Chișinău l-a ajutat pe domnul Tudoreanu să scrie proiectul pentru grantul de 800.000 de euro. Apoi primăria a luat și un împrumut de 100.000 de euro de la o companie norvegiană. Dar anumiți pași înainte se pot face și fără granturi mari. Prima chestie care trebuie să fie făcută și asta e cea mai eficientă metodă de a investi bani în domeniul energetic. Izolarea, înlocuirea ferestrelor, ușilor, ventilația, deci cu recuperare. Autoritățile locale trebuie foarte bine să înțeleagă care este sursa potrivită pentru ei. Dacă este posibil de utilizat biomasă, trebuie de văzut care sunt surse de biomasă acolo. Dacă aveți cheltuieli pentru căldură extrem de mare, dar cheltuieli pentru energie electrică mici și nu aveți acoperiș mare, în loc să investiți în panouri fotovoltaice care sunt investiții destul de serioase, investiți în altceva, nu știu, cazan pe biomasă, colectoare solare, echipament care produce apă caldă din soare. E mai ieftin și produce mai multă energie. După primarul din Feștelița, energia verde poate fi și o cale de rezolvare a altor probleme. Ar însemna milioane de lei, miliarde de lei rămase la noi acasă și nu date în străinătate. Adică bani care rămână în trezorăria țării, care pot fi utilizați în construcția de drumuri calitative, în întreținerea infrastructurii, în crearea spațiilor pentru odihnă. Asta e o problemă hotărâtă deja.
avem altele care trebuie rezolvate.